Marile Mistere. Am să vă spun azi una dintre cele mai ciudate întâmplări care s-au povestit vreodată, dintre cele întâmplate și nu dintre cele imaginate, care au fost întoarsă pe toate părțile și studiate de profesioniști recunoscuți. A dat prilejul unor publicații serioase, între care una, prefațată de Jean Cocteau, a fost reeditată recent și poartă chiar acest nume, Fantomele de la Trianon. Este aventura, fără îndoială, cea mai considerabilă din toate epocile și e păcat că știința întoarce spatele unor fenomene excepționale, căci altfel ar lămuri, fără îndoială, multe din enigmele sale, ne spune Jean Cocteau. Întâmplarea are loc la începutul secolului trecut, într-o după-amiază de august 1901, la Versailles. Micul Trianon, mai precis, bijuterie arhitectonică pe care Ludovic al XV-lea a construit-o pentru ultima dintre favoritele lui, Madame du Barry, și pe care Ludovic al XVI-lea a oferit-o soției sale, Marie Antoinette. E important să rețineți această cronologie. În această poveste este vorba despre două onorabile doamne din lumea universitară engleză, extrem de respectate, venite în vacanță de dincolo de canalul Mânecii, Miss Annie Moberly, directoarea unui colegiu reputat, și Miss Eleanor Jourdain, fostă elevă și acum adjunctă la același colegiu, produse perfecte ale acestei belle époque în care Europa s-a văzut invadată de lumea bună engleză debarcată pe continent. Ce s-a întâmplat așadar în acest 19 august 1901, ce poartă în timp, cum spunea Cocteau, s-a deschis în această zi pentru cele două profesoare engleze, vom vedea în cele ce urmează. Rezumat în câteva cuvinte, după o zi obositoare în grădinile de la Versailles și cele de la Trianon, au văzut peisaje și au intersectat personaje dispărute de multă vreme. O buclă temporală, cum o numesc scriitorii de science fiction. Iată cum s-a întâmplat. Ziua de 19 august a fost călduroasă și, spre sfârșitul vizitei, după ce au bătut aleile grădinilor din Versailles, cele două profesoare engleze își încheie vizita la Trianon, spre care se ajunge pe o lungă alee pavată. Este momentul în care cele două vizitatoare simt o stare de disconfort, de rău, de oboseală neobișnuită, o senzație stranie de greutate, greu de explicat. Pe moment nu își împărtășesc impresiile, fiecare gândindu-se că sfârșala pe care o resimte este oarecum logică după o zi întreagă de plimbare. Întorcându-se la Paris, în apartamentul burghez pe care l-au închiriat pentru această escapadă, cele două doamne sfârșesc prin a-și face confidențe reciproce. În ziua respectivă au fost fiecare dintre ele într-o stare extrem de particulară, au resimțit lucruri surprinzătoare, stranii. Miss Moberly îi spune prietenei sale ce lucru ciudat a simțit, iar Miss Jourdain confirmă imediat: da, așa e, eu însă am simțit aceste lucruri. Doamnele noastre decid ca fiecare, separat în camera ei, să scrie în amănunt tot ce au văzut, auzit și simțit în ziua aceea atât de neobișnuită. După ce fiecare își scrie textul, le schimbă între ele și, lucru extraordinar, textele concordă până la cele mai mici detalii. Ce se află în aceste texte? Mai întâi că au mers un timp îndelungat pe alea care duce spre Trianon, care părea să nu se mai sfârșească. Un sentiment de opresiune este evocat în fiecare text. Fiecare dintre ele au văzut doi bărbați îmbrăcați în redingote verzi și purtând pe cap un tricorn. Au chiar vorbit cu acești bărbați, care l-au indicat drumul pe care trebuie să-l urmeze. În momentul în care ajung la liziera unei grădini, Miss Jourdain, cea mai tânără dintre cele două turiste, vede în fața unei căsuțe o tânără doamnă și alături de ea o fetiță de 12, poate 13 ani,
îmbrăcate amândouă în rochii cu totul speciale, demodate pentru acest început de secol 20. Cele două englezoaice ajung lângă un pavilion în stil chinezesc. Fiecare dintre ele face separat o descriere clară a acestuia, pe care inițial l-au luat drept templul amorului care se află în ghidul lor turistic și pe care îl putem vedea și azi. Miss Moberly simte în acel moment o angoasă teribilă, mai ales că vede un om așezat pe treptele pavilionului și care o privește cu un aer răutăcios, cu o privire sumbră și răuvoitoare. Câteva minute mai târziu, un tânăr arătos cu părul buclat sub o pălărie cu boruri largi, învăluit într-o capă neagră, trece valvârteș pe lângă ele, atingându-le chiar, și le vorbește într-un jargon pe care nu-l înțeleg, deși sunt amândouă perfect francofone. Mai mult prin semne decât prin vorbe, tânărul le dă de înțeles că trebuie să recupereze drumul pe care se aflau undeva în dreapta aleii. Doamnele au fost invadate de o tristețe inexplicabilă. Miss Moberly scrie: mergeam liniștite, sporovăind ca înainte, dar imediat ce am părăsit aleea, m-a invadat o depresie extraordinară. În ciuda eforturilor pentru a mă elibera de teamă ca prietena mea să nu-și dea seama de starea în care mă aflu. Iar tristețea a continuat să crească pe măsură ce urcam aleea. La rândul ei, iată ce scrie Miss Jordan: am început să mă simt ca o somnambulă și această surdă impresie de irealitate era opresantă. Ca să conchidem, cele două femei au trăit experiențe similare, au văzut aceleași persoane și au avut aceleași senzații în aceeași zi și în același moment. În timp ce traversau peluza din spatele micului Trianon, Miss Moberly întrezărește o femeie ocupată să deseneze, îmbrăcată și ea ciudat, cu un șal verde și o pălărie mare albă. Cele două englezoaice își compară amintirile și sunt, înțelegeți bine, stupefiate de concordanțele care apar în amintirile lor. Concluzia la care ajung după multe discuții este aceea că micul Trianon este fără îndoială bântuit și, mai mult decât atât, ele însele au văzut fantome care în plus le-au vorbit. Dintr-una tralta, cele două femei ajung la concluzia că au făcut un salt în timp până la Revoluția franceză și, cine știe, poate că femeia cu pălăria albă pe care au văzut-o era chiar Marie Antoinette. Un an mai târziu, un prieten le sfătuiește să-și trimită scrierile la Societatea pentru Studii Psihice. Institutul refuză însă publicarea pentru că, spune societatea, nu este o anchetă aprofundată. Ei bine, cele două doamne se vor lansa într-o cercetare încăpățânată. Se întorc la Versailles și la Trianon de mai multe ori, plonjează în istoria Revoluției, fac fotografii. La un moment dat, își spun chiar că poate n-au făcut un salt în timp, ci au captat gândurile Mariei Antoinette, pentru că locurile sunt atât de impregnate de tragedia reginei. În 1911, doamnele vor publica rezultatul anchetei sub titlul The Adventure, o carte care se remarcă imediat. Are un succes incontestabil de cele două părți ale Atlanticului și suscită dezbateri în toate cercurile, inclusiv în cele științifice. Iar viziunile evocate în această carte se vor dovedi peste ani surprinzător de juste. La apariția cărții, sub pseudonim desigur, există ca întotdeauna apărători și detractori. Unii cred că toată povestea a fost inventată, alții că este purul adevăr. Este evocată morala puritană a celor două doamne, care ar veni în contradicție cu o fraudă de o asemenea amploare. Cercetările merg până la a confrunta descrierile făcute în carte cu personajele și locurile care ar fi putut exista în epoca evocată, adică în preajma Revoluției.
50 de ani după evenimentele relatate, în 1952, apare un studiu care face vâlvă. Un arhivist paleograf de la Arhivele Naționale face cercetări, este chiar un mare specialist al Trianonului pe care l-a studiat întreaga viață. Răsfăiește din nou toate arhivele și spune că elementele evocate de cele două doamne nu concordă cu arhitectura micului Trianon în preajma Revoluției. Doamnele descriu un pavilion chinezesc care nu exista în 1789 și nu există nici azi. Ele susțin de asemenea că au întâlnit grădinari îmbrăcați în redingote verzi, ori grădinarii lui Ludovic al XVI-lea nu erau îmbrăcați așa. Leon Re, arhivistul despre care vorbim, este categoric. Nu poate fi vorba despre 1789. Afacerea este însă departe să se fi încheiat. 7 ani mai târziu, o nouă răsturnare de situație. Suntem în 1959 și apare în sfârșit versiunea franceză a cărții publicate de cele două doamne, The Adventure, sub titlul Fantomele de la Trianon, prefațată, cum spuneam la începutul acestui episod, de Jean Cocteau, și cu o lungă introducere semnată de Robert Amadou. El prezintă un nou studiu care ne arată întâmplarea într-o cu totul altă lumină. Este un studiu efectuat de Guy Lambert, istoric al arhitecturii, specialist în Versailles, care tocmai făcuse o descoperire tulburătoare. Scotocind prin tot felul de planuri în acuarela ale micului Trianon, și-a dat seama că pavilionul chinezesc descris de cele două doamne este prezent pe planurile Trianonului din 1774, adică ultimul an al domniei lui Ludovic al XV-lea și cu multe înainte de Revoluție. În planurile respective există și o rocă, pe care nu o vedem azi nicăieri și ea nu exista nici în 1901, dar pe care Miss Maberly și Miss Jordan o descriu în viziunea lor. Ceea ce e cu adevărat tulburător este că aceste planuri, pe care apare chioșcul chinezesc și roca, au fost descumate din arhive cu decenii după apariția cărții. Cele două englezoaice n-ar fi avut absolut nicio șansă să cunoască aceste planuri ale micului Trianon. Guy Lambert își pune așadar întrebarea dacă nu cumva viziunea celor două doamne nu a fost din 1789, adică din epoca Ludovic al XVI-lea, ci din 1774, cea a lui Ludovic al XV-lea. Prin urmare, e posibil ca ele să fi văzut o grădină a Trianonului care nu mai exista. La toate acestea, se mai adaugă câteva elemente cât se poate de derutante. Ne amintim că cele două doamne susțin că au văzut o fetiță în fața unei căsuțe din preajma zidului grădinii de la Trianon. Ori în planurile din 1774, această căsuță există, ca și bariera de vegetație pe care doamnele o evocă și care se găsește și ea în plan. Bariera a fost distrusă în 1776. Și dacă e să vorbim despre personaje, amintiți-vă că doamnele noastre vorbesc despre doi bărbați îmbrăcați în lungi redingote verzi și purtând tricor. Ei bine, această descriere concordă perfect cu grădinarii lui Ludovic al XV-lea, deci cu ceva ani înainte de epoca despre care se credea inițial că se află în centrul discuției. Iar doamna cu pălăria albă e foarte posibil să fi fost în acest caz nu Marie Antoinette, ci Madame du Barry. Vă las să vă faceți propria opinie. Cert este că de câte ori urc alea către micul Trianon, mă încearc un fior pe șira spinării. Mi s-a întâmplat să mă rătăcesc în grădinile din spatele Trianonului, împreună cu două persoane, dragi mie. Cărări, tufișuri, arbori impozanți, ochiuri de apă și în orice direcție o iei,
dai de un zid sau de o pădure ancestrală. Ne învârteam în cerc, fără să găsim ieșirea. Se apropia sfințitul și ora la care se închidau toate porțile și fiecare umbră mi se părea un domn cu tricorn și redingotă verde. Vă mărturisesc, am trăit cea mai lungă și cea mai plină de frisoane înserare din viața mea. Dacă acest episod v-a plăcut, puteți să-l partajați, să le vorbiți prietenilor voștri și să vă abonați cu un simplu click pe clopoțel. Nu vă costă nimic și veți fi avertizați când un nou episod va fi publicat. Un click pe degețelul albastru mi-arată că ceea ce v-am povestit vi s-a părut interesant și asta e întotdeauna încurajator. Dacă doriți să dezvolt anumite subiecte, puteți să-mi scrieți în comentarii.